Sunt probleme la Dolhasca. Consiliul Profesoral al Liceului Tehnologic Oltea Doamna a propus ca pe scaunul de director să se așeze profesorul Constantin Tănase, care nu a participat la concursul organizat de Ministerul Educației pentru ocuparea postului. Dascălul este susținut și de inspectorul general Gheorghe Lazăr, numai că numirea lui Constantin Tănase ridică mari semne de întrebare și pare mai degrabă un mod de ocolire a metodologiei privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de director. Pe 1 septembrie 2016, Constantin Tănase a fost numit director la școala din Gulea. Nu a participat la concursul de fixare pe post organizat în ultimele luni ale anului trecut, prin urmare și-a pierdut funcția de conducere, iar acum are cele mai mari șanse să devină director al liceului din Dolhasca. Conducerea Inspectoratului Școlar Suceava consideră că transferul directorului dintr-o școală în alta este legal. Inspectorul general Gheorghe Lazăr ne-a declarat că, potrivit metodologiei, directorul care nu s-a înscris la concurs poate să ocupe funcția de conducere, dar într-o altă unitate de învățământ. Nu pot fi numiți în funcțiile rămase vacante sau în cele care se vacantează între perioadele de concurs persoanele care până la organizarea concursului au ocupat funcții de directori sau directori adjuncți în unitatea de învățământ respectivă și nu au participat la concurs. Dacă este vorba despre domnul Tănase Constantin, este omul pe care l-am rugat de mai multe ori să ocupe funcția de director și ne-a refuzat de mai multe ori. În septembrie 2016 l-am rugat să preia direcțiunea de la Gulea pentru că acolo se pensionase directorul. Acest om a mai fost director la Dolhasca și a demisionat de vreo 4 ori, spunându-ne că nu mai poate. Este un director foarte bun. Cu alte cuvinte, el a fost director la Gulea și acum este cel mai nimerit să fie director la Dolhasca, ne-a declarat inspectorul școlar general Gheorghe Lazăr. Altfel spus, numai directorii care și-au dorit funcția de conducere la o anumită școală au fost constrânși să participe la concurs. Totuși, numirile de tipul celei de la Dolhasca sunt cu titlu interimar și ocupanții funcțiilor vor trebui să participe în cele din urmă la concurs.